Ținând cont că eu foarte mult, eu ultimul timp, ia că acum e așa, cum ai zis că înregistrăm, gata, la mine s-a pierdut zvucul. Știu că sunt emoții, da. Eu tot așa aveam emoții când eram în emisie directă. Altă dată. Acum nu prea mai am. Pentru că asta vine cu experiența, cu exercițiu. Am înțeles. Și ce facem? Dar Continuăm pune... să ne învingem emoțiile și să vorbim. A zis că aveți ceva de zis mamei lui Dodon. Da, unica posibilitate o am să, prin intermediul dumneavoastră, să mă adresez dumneei ca și mamă și ca și pedagog. Pedagog fiind și eu la pensie, mă numesc Rotaru Tamara. Ea fiind consilier local, cred că ați putea să o găsiți la primărie, că și dumneavoastră sunteți consilier local și pe linia asta politică sunteți cumva asemănătoare. Am înțeles că la MOL Telecom ați aflat și numărul ei de telefon, dar nu vă Da. sfătuiesc să o sunați pe femeie, să o deranjați, că ce vină Da. are e pentru fișoraș. Dar știți, eu atât mă refer. Noi, mamele, putem să oprim, să mișcăm și munții din loc. Atunci când, dacă m-aș referi la balada... Nu, nu, nici pe departe nu-l fac Ștefan cel Mare pe... Nu, apropo, atunci când o mamă poate opri și poate sfătui copilul, ar putea să o facă. Eu am rămas șocată, Oleg, despre un strigăt al unei mami, al unei doamne care spune, zice, chemați-l acasă la Sadova pe 7 ani și țineți-l în Carantină. carantină. Ori, doamne, eu s-a fi văzut așa ceva pe prițele de socializare, nu mi-aș fi pus eu atâtea semne de întrebare. Ori, doamne, când ar vedea ea atâtea prițele de socializare și sunt adevărate, nimic nu este scos din context atunci când el joacă frumos cu acele doamne, atunci când el spune că eu sunt sfoloci. Stimată doamnă, doamna Galina, de ce dumneavoastră ați crescut un sfoloci? Doar el recunoaște. De ce nu l-ați dat la facultatea de actorie și l-ați dat la economie? De ce lăsați să joace el teatru în fața noastră? De ce lăsați ca el să aprindă focul, doamna Galina? De ce el ne amenință și ne spune că nu vă jucați cu focul? Eu vreau să vă rog, doamna Galina, nu, nu-i permite, opriți-l, opriți-l să nu ne amenințe. Noi nu suntem cu focul, noi nu suntem cu scânteia, noi suntem suferinți. Eu nu știu de astăzi ce pensie o să am. Toată lumea lucrul acesta vede. Eu văd cum strigă diaspora. Și diaspora nu spune urât, dar pe mine m-a lovit cuvântul diaspora. M-a lovit, mă doare, copiii mei sunt plecați, copiii mei nu pot veni. Și apropo, e atâta ură, doamna Galina, a băgat în copiii noștri, în toată lumea aceasta plecată, suferindă. Doamna Galina, vă rog, eu ca mamă, găsiți numărul meu, indiferent, oriunde puteți, la primărie, acasă, nu mă tem absolut de nimic, să vorbim ca două mame. Doamna Galina, dumneavoastră, vă puteți bucura cu nepoții dumneavoastră, care eu nu știu dacă cu nepoții dumneavoastră o să poată să-i mulțumească tatălui despre ce aici face el. Dar făceți, vă rog, și satul Sadova. Făceți-l frumos, doamna Galina. Frumos făceți-l. Făceți-l și eliberați țara. Opriți sau curățiți țara de atâta ură, doamna Galina. Nu mai am cuvinte ca să le mai spun. Cum Dar așa Galina ar putea? o cheamă și pe mama și pe nevasta lui. Indiferent de cine nu ar fi și la dânsa poate m-aș operi, și la dânsa mă refer. De ce, doamna Galina, nu l-ați spălat curat, frumos, când era micuț? Acum el își permite să facă diferite scăldări, de bobotează și de nu știu când, dar nu e atât de frumos. Apropo, cu plecările acestea, domnul Oleg și doamna Galina, unde s-au văzut și de prin ce bani pleacă el ca să facă cheltuielile acestea imense, luxoase? Eu, vă zic, ne-am notat chiar mai multe adresări față de către doamna Galina. Mai gândeam încă la așa o doamnă. Vreau să vă zic încă una. De câte ori l-ați păcălit sau de câte ori ați pus mâna pe inimă și i-ați spus cu adevărat adevărul, doamna Galina? Și atunci de ce el pune mâna pe inimă
Și ne minte cu mare, cu mare, cu mare nerușinare. Doar atât, eu v-am trimis domnul Oleg niște filmulețe care nu, jurnaliștii n-au tăiat absolut nimic din ceea ce spune el. Oricum, odată l-ați învățat, doamna Galina, că el să vorbească de unde bate vântul și a doua oară să schimbi, dar nu este normal. Eu nu știu, copiii mei, doamne, nu-i acuz, dar pe unde sunt, dragi mami, comportați-vă omenește cu oamenii, cu lumea, atât vreau. Nu pot să spun eu, doamna Galina, că dumneavoastră ați avut grijă de dânsul să nu mintă. Ba mai mult, consider eu că l-ați susținut ca el să mintă. Sau dumneavoastră puneți pierna pe cap seara, liniștită, plăcut, mulțumită, ia, uitați-vă câte s-au vorbit despre Igorașa al meu. Sau dimineața vă treziți și spuneți, dragul mami, mai fă încă o dată așa? Eu asta, domnul Oleg, vreau să spun. Cred, eu nu cred că o să fiu acuzată de către cineva. Sau poate cineva poate să mai completeze în comentarii. Dar Eu nu pot acum. presa spune că Madame Dodon, mama lui, nu-i deloc inocentă și că are și ea activitate politică, consilier local, pensionară, fost profesoară, ca dumneavoastră, și are 100 de loturi de pământ cumpărate după 2000, când Ficiorașul era ministru. 100 de loturi, 28 de hectare declarate oficial în declarația ei de venit. Cine mai are 100 de loturi? Din ce bani? Și tot Ficiorașul zicea că maica-sa, părinții l-au ajutat să-și facă castelul acela de la Buiucan, de la Chișinău. Deci, mata, crezi că ea are o leacă de obraz, o leacă de simț, o să o doară tare cuvintele matale? Mă tem că Sau e surcica fix ca trunchiul. de atâta n-au sărit nici șurșele din care spune Dodon și el spune că jurnaliștii îi taie din comentariile dumnealui. Lumea trebuie să înțeleagă. Evident că eu având cota de teren care adică cota părinților, ea nu a mai avut posibilitate să cumpăr, dar nici pe asta nu am posibilitate ca să o prelucrez. Doamna Galina este înseamnă complice cu feciorul dumneiei, este complice la toată ura aceasta. Și vreau să întreb, apropo, de unde știu eu de activitatea lui Dodon timp de 4 ani, de 4 ani când eu am început prin judecăți. Vreau să întreb, doamna Galina, câte ilegalități ați depistat dumneavoastră și dacă ați sesizat, câte plângeri ați depus dumneavoastră, poate către precedenții președinți, și vi s-au rezolvat. Eu am depus o sumedenie către Igor Dodon și absolut niciuna nu s-a rezolvat. Apropo, câte minciuni acum recent la Burlacu a fost și el promite cetățenilor noștri veți avea gaz în curând. Întrebați-l, doamna Galina sau Dodon, dacă mă ascultă. El a promis domnului Nichiforea Gheorghe și Sulu Alena când aceștia le-au adresat întrebarea, de ce noi nu avem gaz pe când țeava a trecut prin fața casei? Public o fac acest cetățeni, m-au rugat, doamna Tamara, adresați această întrebare în public, în direct, vă adresez. Poate că eu acum am încurcat toate adresările mele către dumnealui, dar îi strigă la cer. Opriți, doamna Galina, nu este normal ca atâtea lucruri urâte să se învârte în jurul lui. Dar nu se învârte, că ele, nu se învârte, că ele se petrec, ele se dezvoltă. Asta parcă aș mai vrea să spun. Și mai declară femeia un depozit bancar de 153.000 de lei. Mata, mă tem că n-ai cont Vai de unde? bancar și Ce? A, depozite. de atâta stau blocat în casă, că nu am nici cu ce plăti Orange, am mulțumit Orange când ne-a dat 5 GB. Nu am. Nu am și nici declarația, nu am depus-o, nu am reușit să o depun până la 31 martie. Nu, eu am fost aleasă nu de atâta că sunt mama cuiva. De aceea eu independent am candidat, independent am câștigat. Și lumea nestingherită, neferită de nimeni, se adresează și îmi dau atâtea întrebări. Și mă roagă ca să ajut. Înțeleg că nu mă sunați cu webcam pentru că faceți economie de trafic, de megabyte. Desigur, desigur, nu mai pot, dar aveți dumneavoastră atâtea imagini acolo care sunt important să puneți acolo la postarea aceasta, dar este important ca să audă și mama lui Dodon și Galina, soția acestuia. Dar faceți-vă copiii dumneavoastră frumoși și nepoții,
să se mândrească, da, ia ce tată am avut eu, nu știu dacă or să poată. Copiii dumnealor îmblă la școală, merg la școală, au și un cerc de prieteni. Oare ei nu or să meargă cu capul în jos? Oare lor nu le va fi rușine de crima care o comite feciorul lor? Se pare că feciorii lui Plahotniuc, al lui Filat, nu se rușinează și o duc foarte bine în Occident. Unul în Elveția, altul în Marea Britanie, cu Tot o conturi de duc, o duc, milioane. tot o duc, tot o duc, dar o duc pe banii noștri. Dar eu vă zic, legea Ei bumerangului cred încă nu am... că sunt banii cinstiți al lui tata. De unde? Legea bumerangului încă nimeni nu a anulat-o. Am început să spune că eu din 2016, de când am luat calea privegiei prin instanție, dar de atunci eu am holbat ochii și am văzut câtă ilegalitate și câte încălcări sunt în țară. Dar apropo, dar nu știu dacă îi place dumneie, eu vă zic, nu, nici nu calomniez, nici nu vorbesc de rău, doar ca mamă, ca pedagog, ca... Nu am cuvinte cum să o rog, să o implor, să mai răsfoiască, să mai răscolească Facebook-ul, să asculte, să asculte ceea ce spun oamenii de peste hotare, a noștri, și noi... M-a lovit tare, m-a lovit cu cuvântul diaspora. Apropo, să nu dea bunul Dumnezeu să încearcă ceva, să o pună o piedică unuia din copiii mei, eu sar peste, trec în... Apropo, o să vă Nu trimit pun și o fotografie. piedici, iată, ieri și alaltă ieri trebuiau să vină două curse de avion de la Paris și autoritățile aeronautice sau politice sau polițienești din țară au zis că nu-i voie și stau oameni în aeroport la Paris. Pentru că nu era cursa plăcută lor, nu era din clanul lor, cred că. Doamne, dar de ce când se duce Dodon pe la China, nu la China, la Israel sau unde a fost? Sau Dar unde numai se mai unde nu a duce? fost. Și în Păi Arabia Saudită. Păi Și-o bine, scos oameni crucea de buni. pe drapel. Atât de credincios încât le-a permis la musulmani să scoată crucea de pe drapel. N-am mai urmărit și știrea asta. E, pentru mine nu e importantă, că eu ateu fiind puțin în pas, că e cu cruce sau fără cruce. Adică chiar din contra mă deranjează prezența crucii pe un simbol de stat, care stat ar trebui să fie și al meu, și al musulmanilor, și al altor... de altor religii din Republica Moldova, dar totuși e un simbol de stat și el ar trebui să-l apere. E bine, nu prea i-a păsat, dar dincoace se dă tare evlavios, tare credincios. Și-a acceptat, a acceptat să scoată crucea aia, să mutileze simbolul de stat. Atâta Dar a fost, poate... cum e mama așa și Igarioc? Mă tem că apelul dumneavoastră o să rămână sau neauzit sau fără efect, pentru care și Madame Galina Dodon mama și Madame Galina Dodon nevasta au ambele o brază groasă de pe potriva lui Igarioc. Să aude strigătele mamelor, să simte lacrimile celor care nu pot veni acasă și să nu-i divizeze copiii în ai noștri și în diaspora. Să nu-i divizeze. Este copilul meu. Iar meu și copiii noștri nu au comis crime. Crime au comis atunci când este familia dispărțită. Asta este crimă. Și crima aceasta a fost impusă tot de acest sistem. Că nu au putut ei să rămână aici, să lupte cu atâta nedreptate. Eu am rămas aici și lupt cu atâta nedreptate. Au plecat cei mai buni, cei mai bravi, cei mai descurcăreți. Această pătură a plecat. Pătura cea mai vulnerabilă a rămas în țară. El se bucură că poate să-i deschidă poarta. Cine se dacă are poartă, că el mănânci plășinte să mănânci. Doamna Galina, chemați-l acasă. Chemați-l acasă, coceții, chemați-mă pe mine, nu știu, fac acum cu glumă. Coceții acasă, plăcințele. Nu-l faceți să duc să facă de râs prin sat. Că el merge să mănâncă plășinte la cei care poate așteaptă un ou de la găină să facă un tăițel. Și dumneavoastră îl aplaudați că el merge să mănâncă plăcinte. Asta vreau să vă spun. Credeți-mă, înțelegeți-mă, lume bună. Mulțumesc că nu am putut să vorbesc video ca să vedeți și lacrimile. Nu pot să vorbesc fără lacrimi. Este un strigăt care trebuie să-l audă toți, absolut toți să-l audă. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc și eu, am înregistrat. La revedere.